Ei, vă spun așa, a fost dezamăgit în iubire, iar acum pune profesia pe primul loc. Artistul Emilian ne-a acordat un interviu exclusiv. Emilian este într-o... perioadă de regăsire. Artistul ne-a acordat un interviu în care ne-a spus ce plan are pentru perioada următoare. Încă mai sunt pe cercetare cumva, încă încerc să mă regăsesc, încerc să-mi găsesc în primul rând un echilibru între ce-mi doresc eu să fac, ce vrea publicul să vadă de la mine și multe alte lucruri. Cumva sunt într-o perioadă de asta mai tumultoasă pentru că am trecut prin multe, multe schimbări. Urmează și proiecte noi care mă bucură foarte mult și care cred că cu siguranță mă vor ajuta din toate perspectivele, atât profesional cât și personal. Și încă sunt în proces. Dar stau bine, adică mă bucur cumva de el, mai am momente în care mă dau cu capul de pereți, dar e ok, face parte din proces. A întâmpinat multe situații neplăcute, însă mereu a încercat să revină cu și mai multă muncă și ambiție. Îmi revin cu foarte multă meditație, introspecție și terapie. Pentru că sunt niște lucruri înrădăcinate, suntem generația asta de 90, anii 90, care au crescut cu chestia asta, au auzit-o tot timpul, dar de ce ăla poate și tu nu poți, dar de ce ăla a luat notă mai mare și tu nu ai luat și încerc să-mi stăpânesc acest perfecționism cu care tot mă bat deseori, aproape în fiecare zi și care se aplică în mare parte, mai ales în partea asta profesională. În ultima perioadă, Emilian se axează pe plan profesional și lasă planul sentimental pe locul 2. N-am mai căutat, pentru că am făcut greșeala asta să tot caut umărul altcuiva pe care să-mi vărs toate emoțiile și tot și la bune și la rele. E bine, e frumos, e, într-adevăr, e mai frumos să împarți bucuria în doi decât să o trăiești singur, dar... am spus că până nu-mi rezolv eu cumva în mare parte și să simt eu că sunt stăpân și mulțumit cu mine însumi din mai multe puncte de vedere decât am fost până acum, și cum e? Trebuie să te iubești tu pe tine însuți înainte de a lăsa pe cineva să te iubească.